Cum arată un discurs excelent și care e misiunea oratoriei? Bunica mea, de la vârful câmpului, spunea: a, tu te-ai făcut avocat că ești bun de gură. Exact. Nu. A fi bun de gură nu înseamnă că ești bun avocat. Mm-hmm. Un discurs de calitate este, în primul rând, un discurs care este foarte bine construit. Un discurs trebuie să capteze un limbaj pe înțelesul auditoriului, o limbă română folosită cu sens. Cum atrag, cum scot ochii, privirea spectatorului din telefonul mobil? Te-a motivat banii ca avocat? Se pot face bani din avocatură? Pe mine m-a motivat ideea de performanță, de a avea succes profesional și de a fi mândru de mine. Aș fi ipocrit să spun că nu m-au motivat banii, dar ți-o spun uitându-mă în ochii tăi că nu a fost în plan principal. Crezi că va putea fi vreodată înlocuit un avocat cu o sursă de inteligență artificială? Ah, de ce mi-ai pus întrebarea asta abia la sfârșit? Dragilor, bine ați revenit la Mandac Educast, acolo unde vorbim despre educație, motivație, inspirație, exemplu personal, dar mai ales despre acțiune. Astăzi avem un invitat deosebit care m-a inspirat de la prima vedere. Ați auzit de conceptul de inspirație de la prima vedere? Mă aflam în București, împreună cu regizorul Cristi Puiu, și m-a invitat la o masă. Cristi mi-a spus că are un invitat deosebit și vrea să îmi facă cunoștință. Foarte mare mi-a fost surpriza când l-am cunoscut pe Florentin Țuca, pe care îl apreciam de foarte mult timp. După cum știți, am terminat facultatea de drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în vremea în care eram student și chiar după ce am terminat facultatea, după ce am început să profesez ca avocat, aveam și noi niște modele, niște monștri sacri ai avocatorii. Dintotdeauna am știut că brandul Țuca este de mare proporție în avocatura românească. Astăzi am onoarea să-l am alături și l-am mandat educat pe Florentin Țuca. Îți mulțumesc, Ștefan, pentru invitație. Dragoste la prima vedere a fost și în ceea ce mă privește, deci o dragoste la prima vedere reciprocă. Te admir foarte mult pentru dinamismul tău și pentru faptul că tu, prin ceea ce ai făcut, reprezinți un exemplu pentru exact tânăra generație pe care tu o urmărești și pe care vizezi să o motivezi în continuare. Florentin, astăzi aș vrea să atingem mai multe subiecte, în speță mentorat, profesori, avocatură, prosperitate, antreprenoriat. Cu ce vrei să începem? Aoleu, cu ce vrei tu? Dacă ai spus mentorat, începem cu mentorat. Înainte de emisiune am stat la masă și mi-ai deschis apetitul către mentorat. Îmi spuneai că ai terminat liceul pedagogic din Suceava. Poți să ne povestești puțin care a fost parcursul tău? Da, eu sunt născut în zonă, sunt născut la Dorohoi, sunt din vârful câmpului, județul Botoșani, din punct de vedere administrativ, dar am făcut clasa 8-a la Suceava și după clasa 8 am făcut liceu pedagogic din Suceava. N-am profesat, din păcate, niciodată, am făcut doar practică pedagogică și sunt un învățător neîmplinit, ca să zic așa. Da, ideea de a fi aproape de educație mi se pare extrem, extrem de importantă, nobilă, aș spune. Mă interesează proiectele educaționale, mă interesează felul în care sunt educați copiii astăzi și tinerii și în ceea ce mă privește am încercat să mă implic. Cum am putut eu? Printr-un text scris, printr-o conferință pe care am ținut-o, printr-o intervenție, prin această emisiune, de exemplu. Dacă aș putea, și deviza mea ar fi să încerc să schimb măcar puțin din viziunea tinerilor care mă urmăresc. Dacă pot să mă culc seara cu satisfacția că astăzi am influențat în bine un copil sau un tânăr, sunt foarte mulțumit. Care crezi că sunt uneltele ca să influențăm pe ceilalți? Și eu îmi doresc și tu îți dorești, suntem mulți în aceeași barcă. Cum îi putem inspira concret? Ce faci tu, recurgi la multe unelte. Prima unealtă la care tu recurgi și pentru care te admiri este exemplul personal. Un om ca tine care te-am urmărit în numeroase ocazii, când îți spuneai că eu singur stăteam și mă frământam cum să îmi ating obiectivul, cu tot soiul de caietele, nu mai știu cum să numesc ele, motivaționale, cum îți propuneai o țintă,
pe care să o urmezi. Prin urmare, prima unealtă este exemplul personal. A doua este implicarea prin diverse formule pe care tu le-ai utilizat, proiectele pe care le-ai lansat, popularizarea acelor proiecte pot să fie ele însele unelte, evident. O a treia, emisiunea de față. De ce nu? Este unealtă. Dacă cei care ne urmăresc, probabil că nu toți, dar dacă 1% din cei care ne urmăresc vor închide emisiunea cu un gând bun, e perfect. Povestește mai departe. Ai făcut liceu pedagogic la Suceava. Cum ai ajuns avocat? De ce ai ajuns avocat? A fost vocația ta să ajungi avocat? Sau inițial ți-ai dorit să ajungi dascăl, învățător, profesor? Sunt un dilematic, dar din fericire pentru mine n-am avut ezitări în ceea ce privește profesia. Și tu știi care a fost prima scânteie? Am văzut când eram copil un film. Se numea 12 oameni furioși. Un film în care rolul principal era lui Henry Fonda și în care Henry Fonda era un jurat. În tema filmului era o acuzație de crimă adusă unui tânăr. Și Henry Fonda era singurul din cei 12 jurați care nu era deloc convins de vinovăția acuzatului. Și spunea, eu cred că este nevinovat. Cum era nevoie de unanimitate, ceilalți s-au înfuriat. Hai că e clar că e vinovat, de ce nu te opui? Ei bine, tot filmul, care se derulează în 2 sau 3 cadre, nu mai mult, este încercarea cu succes a lui Henry Fonda de a submina certitudinile tuturor celorlalți 11. Mi-a plăcut enorm, mi s-a părut că abordarea argumentativă a actorului principal este fascinantă, l-am revăzut și revăzut, eu vreau să fiu ca el. Și n-am avut niciun dubiu că voi da la drept pentru a fi avocat. Nu mi-am dorit niciodată altceva, să fiu judecător sau procuror sau notar, mi-am dorit întotdeauna să fiu avocat. Și așa s-a întâmplat. Îți mărturisesc că acest film m-a influențat și mine foarte mult. Eu am printat un tablou cât un perete cu acel moment în care el stă cu capul în jos și toți ceilalți 11 jurați se uită către el, își întorc așa și înclină capetele către el. Și el stăia cu toată presiunea și cu toată demnitatea pe umeri și nu știa ce să spună. Ce mi-a plăcut din film a fost al doilea moment cheie, când el spune dacă după acest vot nu mai există cel puțin unul care să spună. Corect, mi-aduc aminte, da, sigur că da. Eu mă declar și eu solidar cu voi doar dacă mai există un singur om care, dacă nu mai există niciun om care să acchieseze la ce. Și a fost momentul în care a venit și al doilea în sprijinul lui. Sunt foarte pasionat de cinematografie și tu îmi spui că un film ți-a marcat fundamental viața. Ce influență pot avea filmele asupra evoluției unui avocat? Ca să intrăm în zona aceasta și după aceea să plecăm către carte. Bineînțeles că pot avea o influență. Arta cinematografică este, și mă bucur, știu că am discutat și la masă atunci și cu Cristi Puiu, poate avea o influență. Poate forma oameni, poate forma tineri. Evident, filmele de bună calitate. Uh-huh. Ai pomenit de Cristi Puiu. Cristi Puiu este un regizor de mare fabulos. Calitate. Este un regizor fabulos, cu adevărat. Eu i-am revăzut filmele lui Cristi Puiu de numărate ori. Nu știu dacă din perspectiva unui avocat care are nevoie de un ajutor pe moment, dar te îmbogățesc într-un... Eu am avut un interviu cu Cristi Puiu, o să ți-l dau cu drag. Ne-am propus să discutăm o oră și a stat 2 ore jumate. Eu în postura de intervievator, într-un volum care se numește De-a dreptul și cinematografia, unde eu eram coordonator al acestui volum și unde aveam misiunea de a intervieva regizorii români mai cunoscuți, Cristi Puiu, Cristi Mungiu, Cornelu Porumboiu, Tudor Giurgiu, mă rog. Și am făcut interviuri cu ei, iar cel cu Puiu, la cel cu Puiu mi-am propus să trec prin filmele lui și să identific conexiunea cu lumea dreptului. Filmele lui în conexiune cu lumea dreptului. Aurora, cum știi foarte bine, în moartea domnului Lăzărescu, domnul Lăzărescu, în Sierra Nevada, la fel și cu Mungiu, de exemplu, După dealuri, care este un mare film și în care apar în tensiune două subiecte majore, relația omului cu divinitatea de o parte, relația omului cu știința de altă parte.
un conflict de asemenea major. Evident că filmele trebuie privite cu curiozitate filozofică, iar din perspectiva juristului și cu încercarea de a găsi niște soluții de viață. Cu ce este conectat un jurist bun? Cu dreptatea sau cu pragmatismul? Wow, ce întrebare! Juristul bun ar trebui să fie conectat înainte de orice cu dreptatea, cu ideea de dreptate. Dreptul nu are în sorgintea lui conexiunea cu etica, cu morala și cu religia. Și dacă vorbim despre dreptul natural, care are ca fundament ideea că drepturile noastre nu ni se dau de un legiuitor, de o administrație fiscală sau de un executiv, ci vin de la Dumnezeu, libera conștiință, libera expresie, demnitatea umană și așa mai departe, atunci noi trebuie să ținem mereu conectate dreptul și etica, dreptul și spiritul de justiție. Pragmatismul are mai degrabă o conexiune cu viziunea de a folosi dreptul ca pe un instrument într-o eficiență, într-o eficientizare. Eu, în ceea ce mă privește, sunt, pe de o parte, avocat, jurist, căruia îi place ideea de dreptate și de justiție și filozofia dreptului axată pe asta, pe de altă parte, trebuie să accept că sunt și un businessman, pentru că eu sunt un manager al unei firme de avocatură, care este, în esența, e o corporație, care corporație vrea să facă profit. Evident, vrea să facă profit nu la strung sau la linia de buteliere, vrea să facă profit din servicii profesionale oferite unor clienți care sunt, ne place nouă să credem, conseiați, ajutați, reprezentați cu profesionalism și care ne plătesc un onorar. Speța mi se pare realmente importantă, aș putea să spun, ai pornit de la o inspirație, ai vrut să faci dreptate inițial și ai migrat ușor către zona de mixtă cu antreprenoriat. Ai spus că ai acum o corporație. Care e vocația ta? De avocat sau de antreprenor? Mai degrabă de avocat. Nu ți-ascund că mă... Uite, în direct te provoc. Suntem într-o situație în care noi suntem într-un exercițiu antreprenorial de restructurare a firmei, de reașezarea diviziilor firmei, care exercițiu presupune și realocări sau eliminări din schemă sau reduceri de onorarii, unele destul de... Ei, mie foarte ușor, de exemplu, să fac exercițiu de a acorda beneficii. Este foarte greu, extrem de greu, să mă văd în postura să chem un om la mine să spun de mâine ne despărțim. Mi-e foarte greu. Și ce faci? Uneori găsesc soluții de compromis. Spun, hai să cârpim. Și într-o întreprindere, tu știi mult mai bine ca mine, a cârpi înseamnă amâna moartea, un deznodământ. Adică nu tai pentru că zici, hai că om găsi noi o formulă, timpul le așează pe toate. Dar nu e așa. Eu nu sunt format antreprenor, eu sunt format avocat. Eu n-am avut școală de management. Tot ce am aplicat ca manager a fost dintr-un elementar bun simț antreprenorial, intuiție, spirit de dreptate, justețe, cred, eu îmi place să cred, și seriozitate, corectitudine, principii care m-au ghidat și pe mine și pe confrații mei, colegii mei, parteneri la Țuca Zbârcea și Asociații, dar n-am o școală de antreprenoriat. Vreau să dau un exemplu care e foarte relevant. Nu știu, probabil că știi, am avut un camarad care a fost victima unor abuzuri. Se numește Robert Roșu. Ei bine, acest coleg de-al nostru, partener, confrate, prieten, era vădit nevinovat. El a fost anchetat abuziv, cercetat abuziv, condamnat abuziv,
a făcut un an de pușcărie, a fost eliberat într-un final. Urmarea a... E bine, știi ce mi-a zis mie un client, un corporatist odată, când el era, când fusese arestat în prima zi? Bă, Florentine, la noi, dacă se întâmpla asta, corporația mea, nu dau numele că n-are sens, ar fi emis un comunicat de presă în care ar fi spus așa: Robert Roșu nu mai lucrează la noi în întreprindere din luna nu știu când, am declanșat o anchetă internă, nu avem nicio legătură cu actele lui, ne detașăm în mod ferm de ceea ce a... Și am zis, băi, nu pot face așa ceva. Chiar dacă după manualele voastre corporatiste asta e rețeta, eu nu pot să aplic asta. Pentru că e camaradul meu, e rănit în tranșeu. Eu îl las acolo și mă detașez și am zis că suntem în situația de a urma principiul ori la val, ori la spital. Și trebuie să ne batem pentru el. Și am ieșit și am inițiat și proteste, am sesizat organizații internaționale de avocați, foruri internaționale, am scris articole, am pledat unde am putut, am sesizat forurile de conducere ale profesiei. Într-un final, toate aceste eforturi au fost cu folos. Am o întrebare mai dificilă pentru că mi-ai ridicat mingea la fileu. Te-ai ascuns vreodată în spatele platoșei, în spatele profesiei de avocat în detrimentul celei de antreprenor? Dacă te întreb așa, dom'le, ești patron sau ești avocat? Eu am primit întrebarea asta. Și am spus, sunt antreprenor asumat, pentru că eu nici nu mai practic avocatura de câțiva ani. Am practicat-o 3 ani la Suceava. Am înțeles. Nu, eu nu m-am ascuns. Ești foarte asumat când... Foarte asumat și eu spun, eu... Atunci când am început avocatura, eram 100% avocat. Uh-huh. Am început în 1993, eram 100% avocat. Ulterior, cu trecerea timpului, având funcții în organizația în care am lucrat 12 ani și după aceea fondând propria noastră organizație în 2005, eram practic liderul organizației, care nu mai putea să împartă, nu mai putea să fie doar avocat. Era avocat 80%, pârmă 70%, pârmă 60%, 50%. Și o recunosc cinstit. Astăzi sunt mai preocupat, mult mai preocupat. 80% din timpul meu este dedicat muncii de antreprenor, nu celei de avocat. Că mai particip la, să zicem, dosare, că mai pledez pentru dosare complicate, complexe, sau care, pentru care clienții solicită, sau am diverse... E adevărat, dar o fac rarism. Cum ai reușit să-ți construiești brandul personal? Este o discrepanță între avocații foarte cunoscuți și avocații, să spunem, de la judecătorie dintr-un oraș obscur. Cum ai reușit să crești? Cum ți-ai construit? Care a fost procesul prin care ai ajuns un brand? Aici a fost și o chestiune de intuiție. În 2005, când am înființat firma, noi eram o echipă de avocați și o spun, iartă-mi lipsa de modestie, extrem de valoroși. Oamenii din jurul meu erau și sunt avocați foarte buni, dar nu aveam brand. Nu ne știa nimeni. Îl știa... eram cunoscut poate eu, poate Zbârcea, poate Roșu, mai, dar foarte puțină notorietate de grup. Și atunci intuiția mi-a spus că într-un mediu de business numele, brandul, imaginea contează. Și noi nu suntem în avocatura de secol XVIII, suntem într-o avocatură a modernității, suntem o practic firmă de avocatură de business și vom funcționa după legile tipice business-ului, legile economice pe care tu le știi foarte bine. Și în asemenea mediu, brandul contează. Și am recurs deliberat la o campanie de construcție acestui brand. Articole, interviuri. Țin minte numai un exemplu, îți dau și spune. Am primit o invitație de la Financial Times. Toate firmele din România de avocatură. Noi eram abia ieșiți din... eram, cred că o lună de zile, două luni.
Și atunci, țin minte momentul, am primit un chestionar care era prima ediție a unei competiții, Innovative Lawyers, cei mai inovatori avocați a Europei. Și țin minte că am zis, e momentul. Răspundem la chestionar, dăm argumente de ce suntem inovatori, de ce am venit nou. Și țin minte că am avut mare succes în acea gală, am primit nu știu ce premii pe la Londra, la Financial Times, și într-o discuție cu toată piața locală a fost surprinsă de apariția noastră în prim plan. Și competitorii noștri au zis, bă, dar nu m-am gândit, dar ce avem noi timp de așa ceva? A fost o oportunitate pe care eu n-am ratat-o. Asta doar un exemplu. Cât de important este să fii lider în compania ta și cum te-ai construit ca lider? Care a fost mecanismul? Mie îmi place să cred, aici la întrebarea asta ar trebui să-ți răspundă colegii mei. Uh-huh. În ceea ce mă privește, dacă mă provoci direct, îmi place să cred că oamenii mă respectă înainte de orice, ce reprezint eu pentru ei ca prieten, camarad, autoritate profesională și autoritate comportamentală, decizională. Oamenii, îmi place să cred în continuare că mă respectă. Avem nenumărate întâlniri când se așteaptă punctul meu de vedere, să simte în aer că se așteaptă. Uh-huh. Oamenii se uită la mine, nu sunt singur. Există o foarte bună conlucrare, cooperare, colaborare între noi, fondatorii firmei, dar îmi place să cred că banderola nu mi-a dat-o cineva, un ordin administrativ, mi-au pus-o ei, ca unui lider de echipă, ca așa cum îi pui lui Hagi. Cât de important este creativitatea și originalitatea pentru un avocat? Enorm. Un avocat este, prin esența lui, creativ. Știi ceva? Eu am avut contacte cu avocați de bună calitate, de la noi în firmă, sunt parteneri de-ai mei, care au fost judecători, dau un exemplu. Și eram provocați de clienți care veneau la noi cu un caz, din diverse domenii. Aveam discuții cu respectivul avocat, repet, excelent jurist, care, studiind cazul, spunea, păi nu se poate. Și spuneam, alo, nu mai e judecător. Gata, tu ai dat roba jos. A venit clientul la tine, nu să-i spui că nu se poate. Tu trebuie să-i cauți o soluție care să fie cât de cât fezabilă sau foarte fezabilă sau perfectă. Dacă tu îi spui din prima, dom'le, nu se poate, este o abordare de judecător, o abordare sentențioasă. Avocatul nu trebuie să vină cu sentințe, avocatul trebuie să vină să construiască. Eu trebuie să construiesc ceva. Și când fac o strategie, gândesc un caz și pot să-ți dau, n-avem răgaz, dar pot să-ți dau un milion de exemple. Am fost în numeroase cazuri, cazuri mari și de arbitraje internaționale în care esențială era croiala apărării. Ca într-un război, ce strategie adopți tu? Pe ce flanc ataci? Cum îți poziționezi tu argumentele? Care e primul? Care e al șaselea? Care e asul din mânecă? Toate contează, evident. Și un avocat care nu știe să construiască asta, îmi pare rău. Învață. Trebuie să învețe. Dacă nu învață, pierde. Cum reacționezi în fața unui client nemulțumit? Care ți reproșează și care pune pe umerii tăi înfrângerea lui. Încerc să explic. Dacă vina este a mea, nu știu de cazuri de felul ăsta, ar trebui să-i spun da, să recunosc că vina este a mea. Dacă vina este a judecătorului, spun judecătorul a greșit. Dacă vina este a autorității publice, spun autoritatea publică este obtuză. Depinde. Avocații spun au două tipuri de obligații. O obligație, tu ca juriștii, o obligație de diligență și medicii la fel. Eu nu mă oblig să te salvez. Nu știu dacă te pot salva. Depun tot efortul. Eu depun tot efortul. E diligența mea ca avocat, ca medic, consultant. Eu depun tot efortul. Dar am și obligații care nu sunt de diligență. Sunt obligații de rezultat. Adică eu nu trebuie să depun diligența să
fac un apel în 15 zile. Nu, eu trebuie să-l fac în 15 zile. Dacă nu-l fac în 15 zile, am pierdut meciul. Și dacă nu-l fac în 15 zile și din cauza asta clientul pierde, eu sunt culpabil din avion. Clar. Și am avut un caz recent când un mare antreprenor român a venit la noi cu un caz greu, foarte greu, de la o altă casă de avocatură, cu o asemenea situație. Avocații, nu dau nume că n-are sens, uitaseră să depună apelul. Și noi ar trebui să, apropo de creativitate, să găsim formule prin care să spunem că de fapt suntem totuși în termen. O misiune care a fost finalizată cu succes, de altfel. Cum arată un discurs excelent și care e misiunea oratoriei? Cum arată un orator bun? Aoleu! Și cât de importantă este oratoria în ecuația unui proces? E foarte importantă, dar nu este așa cum... Multă lume crede că bunica mea de la vârful câmpului spunea: a, tu te-ai făcut avocat că ești bun de gură. Exact. Nu. A fi bun de gură nu înseamnă că ești bun avocat. Oratoria nu înseamnă să pledezi cu, să fii pompos, să fii bombastic. Nu hiperbolele te fac avocat bun. Un discurs de calitate este, în primul rând, un discurs care este foarte bine construit. Apropo de... Un discurs trebuie să fie gândit de capul al fine. Un discurs trebuie să capteze. Prima misiune a discursului este să capteze. Discursul plat, care adoarme lumea în sală, este din start de aruncat la coș. Dacă tu ești orator în fața unei audiențe și vezi că oamenii meșteresc telefonul mobil, ar trebui să-ți fie rușine și să te retragi. Dacă tu n-ai reușit să ții audiența cu ochii la tine și ei coboară în telefonul mobil, ai pierdut meciul. Prin urmare, un captatio, un limbaj pe înțelesul auditoriului, o limbă română folosită cu sens. Și am adesea foarte multe ședințe de antrenament cu avocații mei în sensul ăsta. Și întrebarea ta e foarte potrivită în context. Ieri, de exemplu, am avut un discurs la o conferință pe o temă pe care n-are sens, poate, pentru telespectatori să o evoc, pentru că este foarte tehnică. Și am zis, cum ies eu din tehnicitatea temei? Cum ies din asta? Și ce captatio? Cu ce captatio vin? Cum atrag, cum scot ochii, privirea spectatorului din telefonul mobil? Am ajuns la microfon, prima mea grijă a fost să spun un mare adevăr. Tema în discuție a fost tratată în toată legislația noastră într-un mod extrem de dezordonat. Nu se mai înțelegea ce reprezintă, n-avea legătură cu nimic. Și ca să exemplific asta, am spus un banc care a plăcut sălii. Și era foarte potrivit în context. Ce banc? A, vrei să-l spun? Păi dacă era atât de potrivit, era potrivit că era un contract din legislația anglosaxonă care nu se potrivea cu mediul local. Și noi, ca avocați, țin minte, în nelungata noastră experiență, ne-am chinuit să găsim și noi o formulă. Și am spus auditorului, noi astăzi vorbim despre un contract care a jucat rolul crocodilului din bancul cu Ardeleanu la grădina zoologică, îl știi? Se duce Ion la grădina zoologică și se întoarce în sat și Gheorghe îl întreabă: bă, cum a fost? Bă, Gheorghe, a fost foarte fain. Bă, ce ai văzut acolo? Bă, am văzut girafa. Bă, cum e girafa? Bă, Gheorghe, tu știi calul ăla al meu alb și surd? Da. Bă, girafa exact ca el, numai că picioarele mai subțiri, gâtul mai lung. Aha. Bă, da, tu ai văzut și rinocer? Da, am văzut și rinocer. Păi și cum e rinocerul? Păi zici că știi pe calul meu alb și surd. Exact calul meu alb și surd, numai că are un corn în frunte. Aha, bun. Da, crocodil ai văzut? Am văzut și crocodil. Și cum e crocodilul? Păi dacă zici că știi cum e calul meu ăla alb și surd, da, păi n-are nicio legătură cu crocodilul. Asta era reacția lui Ion la grădina zoologică. Și asta era și
Să trecem de la crocodil la mentor. Când poate fi mentorul un crocodil pentru discipol și când poate fi un cal alb? Cum te raportezi la discipolii tăi? Încerc. Eu am avut șansa, fac o foarte scurtă paranteză, am avut șansa unor mentori de care mi-amintesc cu mare drag și cu recunoștință. La rândul meu, eu încerc să am grijă de oamenii cu care lucrez și am o, Ștefan, îți mărturisesc cu mare sinceritate și admirație pentru proiectele tale educaționale, că eu sunt foarte emoționat când găsesc oameni tineri care sunt de valoare. Uneori sunt pradă unui pesimism condamnabil, sentimentului că generația tânără este victima sigură a modernității și a tehnologiilor aberante și a noilor fantezii și seducții inteligent artificiale. Și că nu mai citește, și că nu se mai instruiește, și că nu mai are apetit pentru valorile estetice și etice și culturale și mai departe. Când descoper însă un tânăr, și nu sunt puțin, sunt foarte entuziast. Și am, de exemplu, în firma mea am niște tineri care sunt absolut fabuloși. Fabuloși. Mi-e foarte drag să lucrez cu ei. Mi-e foarte drag. Iar când vezi și un copil, cum am văzut recent la Vocea României sau la, nu știu cum se cheamă ce emisiune, tânărul din Botoșani, Puștiul, nu știi? Nu. În Puști se numește Rareș, o să-ți trimit Rareș, îmi pare rău, nu știu numele de familie, m-a impresionat până la lacrimi, evocându-l pe Eminescu și faptul că e mândru că e român și că se trage de la Botoșani. Fabulos! Uh-huh. Faptul că mai există asemenea tineri este extraordinar, este extrem de reconfortant. Cum motivezi un tânăr să citească? 76% dintre români n-au intrat niciodată într-o bibliotecă și 38% dintre români n-au citit niciodată o carte. Cum îi poți influența? Eu am finanțat mai multe containere și vreau să finanțez mai multe până ajungem la 42, câte unul în fiecare județ, în special în zonele rurale defavorizate. Cum îi poți impulsiona să punem la pe o carte într-o epocă a videocrației? Principala șansă este a celor 7 ani de acasă. Părinții. Dacă părinții îi pun întâi telefonul mobil și pe urmă îi pun poveștile lui cu harap alb, Au pierdut partida. Pe urmă școala, sau educatorul de la grădiniță, învățătorul de la clasele primare, profesorii de la clasele... Pe urmă, șansa de a avea oameni ca tine, care vin în sprijinul lor și care se duc în școli, în sate defavorizate, cum spuneai tu, și care militează pentru instruirea lor, pe care lecturi. Dar un profesor care nu și-a descoperit vocația de profesor, crezi că poate să educe un elev, poate să-și educe discipolul? Asta ar fi prima întrebare. Și a doua întrebare, cum se transformă un profesor din statutul de diriginte în acela de mentor? Ca să leg întrebările, eu nu cred că poate fi mentor dacă nu are vocație de profesor. Prima premisă. A doua, un profesor care nu are vocație de profesor, dacă are conștiință, dacă el este onest cu sine. Mm-hmm. Eu nu știu să fiu profesor, dar dacă sunt onest cu mine, eu trebuie să, ca un administrator, nu știu să fiu profesor, dar măcar ca un administrator, trebuie să vin cu niște reguli. Nu aveți voie în clasă cu așa, vreau să citiți cărțile următoare, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu nu știu să le explic că n-am vocație. Nu știu să vă îndrum că n-am vocație. Nu știu, dar măcar vin ca un tehnocrat, poftim. Știi? E prima dată când am o ipoteză asta, dar are logică. Dacă nu ai vocație de mentor, măcar fi organizat. Măcar organizează, pentru că știi că trebuie să citească, dar măcar vină cu un aport, repet, de tehnocrat. Ce crezi că s-a greșit în învățământul românesc și ce crezi că se poate corecta, realmente ce se poate corecta? În primul rând, dacă este să mă refer la erori, o fac din perspectiva juristului, în primul rând, și pe mine mă îngrozește instabilitatea legislativă în planul învățământului. Nu cred că a existat vreo guvernare care să nu vină cu propria ei viziune transpusă într-o nouă lege și modificarea legii, și astfel încât să ajungă la o bulversare, realmente o bulversare a sistemului educațional. Un copil care are astăzi o nișă, are un drum ghidat de un cadru normativ
și mâine ăsta este schimbat. Asta echivalează cu, exact cu schimbarea regulilor din timpul jocului. Tu nu mai știi pe ce stai. Nisipuri mișcătoare. Și asta este prima, cred că prima imensă eroare a sistemului nostru. Și o spun din perspectiva juristului. A doua, pentru că noi am încercat să copiem fără a avea grijă de fondul care ne este specific. Tu nu poți, și acum nu vreau să-l invoc pe Eminescu într-un fel patriotard, dar săracul Eminescu avea imensă dreptate când spunea că noi trebuie să creștem organic, nu trebuie să mimăm de dragul mimei niște modele care ne sunt nouă străine. Faptul că s-a deconectat spiritul educației naționale de valorile și de exact fondul național a fost un al doilea păcat. Pe urmă, calitatea oamenilor din învățământ care s-a deteriorat și știi foarte bine că am dreptate, oamenii care s-au dezinteresat. Eu am fost instruit de oameni, sau mă rog, am beneficiat de aportul unor oameni, începând cu învățătorul meu și terminând cu foarte bun, care aveau, ceea ce spuneai tu, Adineu, vocație de pedagogi. Astăzi sunt simpli birocrați, foarte mulți dintre ei. Nu vreau să generalizez și nu vreau să arunc acuzații nefondate fără să fiu un specialist al domeniului educației, repet. Educație juridică în școli. Cum putem să subliniem tinerilor, elevilor, studenților că au dreptul de a protesta? Cum le explicăm ce drepturi au? Foarte mulți nu sunt asumați, poate că nu sunt autentici, poate că au fost, nu știu, înspăimântați. Nu știu că au dreptul de a protesta. Și o să fac o paranteză și o să profit de propria întrebare ca să mai ridic un subiect în discuție. De curând am găsit un câine aruncat la gunoi de către proprietar. Când are cam 10 ani de zile, este de natura evidenței că a fost aruncat acolo când a mai fost util la casa omului. Acum aș vrea să motivez oamenii să își exercite acest drept de a protesta. Dar oamenii nu știu că au acest drept de a se exprima. Cum le subliniem, cum le insuflăm această cunoaștere cu privire la dreptele pe care le au? Întâi, felicitări pentru întreaga ta campanie de protecție a animalelor și ca iubitor de animale sunt foarte sensibilizat de tot ce ai făcut tu pentru asta. Mulțumesc. Cât despre dreptul de a protesta, el este înscris în Constituție, fiecare dintre noi l-avem, el trebuie exercitat în limitele decenței și cu respectarea drepturilor celorlalți, evident, iar despre instruirea tinerilor și a copiilor, ar trebui să fie aplicate în școli, chiar și în licee, cursuri de educație juridică și știu că barourile în țară au inițiat asemenea proiecte, dar depinde cum se fac, depinde cum se cine sunt instructorii, cum se țin de treabă și cât de însuflețiți sunt ei înșiși în promovarea acestor cursuri. Crezi că suntem delăsători, așa, din gena noastră? Nu ridicăm steagul de luptă, să ne luptăm pentru drepturile noastre, de ce suntem atât de apatici? E o întrebare, mă trimite din nou la Miorița. Nu sunt antropolog, nu sunt sociolog, nu pot să-mi dau cu părerea, ca simplu spectator, cred că noi suntem mai puțin dârși ca vecinii noștri, hai să zicem. Repet, eu aproximez aici și îmi cer scuze pentru aceste aproximații de jurist care nu-i sociolog și nici specialist în psihologia mulțimilor. Dar dacă este să mă uit la sârbi, de exemplu, și să compar reacția sârbilor cu reacția românilor pe cauze sociale sau naționale, mă tem că suntem lăsați în urmă. Mi se pare că noi mizăm foarte mult pe un fel de a ne descurca cu istoria fentându-o. Principiul filozofic al psihologiei naționale merge și așa, cred că ne-a ghidat multă vreme. Dictatura comunistă, eu am prins cea mai neagră perioadă a ei în Suceava. Tu știi ce? Pe de-o parte eram... Am fost și eu la ora 5 la coadă la smântână sau la unt, în Georgenescu, cu unchiul meu și stăteam doi ca să luăm două pachete de unt.
Se stingea lumina la ora 6 seara. Pentru mine, poate interesant un detaliu, eu am ieșit din liceu profund anticomunist și profund anticeaușist. Mai aveai curajul să gândești măcar? Nu, dar eram... Imaginează-ți, Ștefan, că nu sunt basme. Eu, ca să dau la facultate, trebuia să învăț filozofie marxistă. Și în 1988, la examenul meu de admitere, am dat filozofie marxistă. Nu trebuia să învăț pe de rost manual de filozofie, dar în anumite lecții erau inserate texte, discursuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, fragmente. Pe acelea trebuia să le știu pe de rost. Cum ai calificat o scenă? Eu, copil de clasa de 17 ani tânăr, cu halat de monton peste mine, în apartamentul din George Enescu, lumina stinsă, frig în casă și o învățând cu lanternă. Discursul tovarășului Nicolae Ceaușescu despre binefacerile sistemului socialist. E autentic. Ei bine, astăzi mi-am nuanțat foarte mult poziția mea de atunci, dar am ieșit din comunism cu imensă fericire, că am scăpat de acest sistem. Dacă putem filozofa despre asta, dar ca să nu mă îndepărtez de subiect, atunci, revenind la filozofia noastră de rezistență și de traseu prin istorie, pe vremea respectivă se dezvoltase un sistem neuronal de supraviețuire fabulos. Știu că unchiul meu era lucrat la o întreprindere care se chema, nu știu dacă, Străduința. Întreprindere de încălțăminte. Mai lua niște piele de acolo, cum o lua el, se ducea în opcii, nu știu unde, avea un atelier, făcea pantofi, dădea pantofii celui care lucra la abator, care avea cârnați. Lua cârnații și ducea medicului stomatolog care îi făcea nu știu ce, medicul stomatolog. Era un circuit, o foarte bună imagine a acestui circuit, o regăsim, apropo de filme, în Bacalaureat al Mungiu. Când un personaj se duce la, știi, te rog frumos, vorbește cu ăla care îl știe pe doctor și doctorul care îl știe pe directorul școlii și directorul școlii care știe pe putare. Acea mică corupție a fost cheia supraviețuirii noastre în... Și această artă de a ne descurca. Și probabil, și cu asta închid și revin la întrebarea ta, probabil că lipsa drzeniei și a spiritului civic revoluționar de care tu pomeneai, este motivată de faptul că noi avem la îndemână asul nostru din mână, că este un talent de a înfrunta istoria cu bancuri, cu zeflemea și cu ironie. Cu ironie și cu o artă specială de a ne descurca. Care crezi că este mai importantă, justiția sau educația? Deopotrivă, sunt deopotrivă importante. Eu m-aș duce înainte de toate la educație, pentru că este într-o ordine, ele sunt complementare. Aici nu pot să fac un clasament, dar într-o ordine, să o numesc cronologică, educația e prima pentru că ea pune bazele unui... Fără oameni educați, nu poți construi un sistem de justiție veritabil. Boii, înaintea carului, boii sunt educația. Și eu am ajuns la concluzia că educația ar fi mai importantă, dar pe de altă parte, dacă justiția este viciată, corupția ne împinge educația jos și... Da. E dificil și pentru mine din cauza asta, am vrut să te pun și în dificultate. Dar eu te întreb, ce e mai important, inima sau creierul? Da, corect. Parcă te gândești prima oară, inima este cea care îmi asigură mie funcționarea creierului. Deopotrivă, dacă creierul încade, e... Degeaba inima. Degeaba inima, dar cam asta e întrebarea ta. În direcția asta se duce. Aș vrea să abordăm momentul care ne-au mai rămas și subiectul antreprenorilor din România. De ce antreprenorul din România este văzut într-un sens negativ? Și cum ar trebui să ne poziționăm noi antreprenorii ca să facem dreptate, apropo de drept, să ne facem dreptate din punct de vedere al imaginii noastre de antreprenori? Și tu ești antreprenor. Suntem suspectați unii dintre noi.
Da, pentru că aici, din nou, nu știu dacă sunt foarte competent să răspund la întrebare, dar dacă mă provoci, aș spune așa. Cred că există o prejudecată populară. Și nu suspectați penal, ci suspectați așa. Da, nu. Cred că există, înainte de toate, cred că există o prejudecată populară că afacerile sunt echivalente bișniței și bișnița este echivalentă unei practici necinstite. Doi, cred că presa a contribuit serios la subminarea prestigiului oamenilor de afaceri de la noi. Ce să spun? Sintagme precum baronii locali, baronul cu tare, au fost tot felul de etichete care au fost lipite de oameni de al minte onorabili, foarte responsabili și foarte... În al treilea rând, au fost cazuri de antreprenori care chiar au călcat strâmb și acele cazuri au fost folosite ca un soi de pretext pentru discreditarea întregii bresle. Și cam astea văd, cred că astea ar fi motivele pentru care imaginea antreprenorului are de suferit, în principiu. Eu îți spun și în industria noastră, noi ca avocați de business, care reprezentăm companii, care reprezentăm oameni de afaceri, am fost priviți inițial cu destule rezerve de colegii, de confrații care erau doar avocați, cum spunem noi, de bară, cu prejudecăți, cu invidie, chiar cu convingerea că noi nu suntem avocați în adevăratul sens al termenului. Sunteți niște manageri buni. Da, sunt că am abandonat arta dreptului și a justiției pentru a face business. Ori ne-a fost și nouă greu să demontăm asemenea prejudecăți și să spunem, nu, noi rămânem avocați, dar suntem altfel organizați. Încercăm să punem la oaltă specializări și să ne organizăm mai bine ca să servim interesele unor clienți din ce în ce mai sofisticați. Pentru că o întreprindere, și tu știi mai bine decât mine, are o grămadă de nevoi, de la corporate la dreptul concurenței, de la drept imobiliar la dreptul muncii. Ai angajați, ai contracte diverse. Hai că nu intru în detalii, știi mai bine decât mine. Și e mai ușor pentru un antreprenor, pentru o firmă, să se adreseze unui avocat care are aptitudinea de a acoperi această paletă de nevoi. Apropo de invidie, cum ar trebui să reacționeze un cetățean care este denigrat pe nedrept? Care sunt pașii? Cum ar trebui să se apere? În ce măsură este penalizată această faptă acum? Calomnia, da. Insulta. Aici, Ștefan, noi avem... Și mediul online este foarte fertil calomniilor, insultelor, jignirilor, da, de tot, da, felul. Da, cum poți să ții în frâu un astfel de mediu? A pus o minciună pe Facebook, s-a dus într-o 1000 de share-uri și ajunge la 1 milion de oameni. Deznodământul îl avem după un an, doi. Ai deschis un subiect care e extrem de complicat. Eu am avut eu însumi situații în care a trebuit să sfătuiesc clienți să acționeze și clienți să se abțină. Bun, și dacă ne urmărești un telespectator și spune, domnule, am fost înjurat, am fost jignit, ce i-ai recomanda să facă? Pe nedrept, mediul online, repet, este critic în anumite momente. Cum ar trebui să se apere? Să tacă? Să se abțină? Poate nu are acces la un om atât de valoros ca tine. Ce le-ai sfătui? Ce i-ai recomanda? În primul rând, nu poți să dai un sfat așa fără să cunoști speța. Da. Pentru că dacă... De exemplu, denigratorul comite această calomnie accidental sau este un om care poate fi scuzat de buna lui credință, poate să fi acționat cu presupusă bună credință, repet, atunci poți acționa dacă ai în față, de exemplu, un trust de presă care are forța de a răspândi în mass media încă 100.000 de denigrări. Spui, mai bine, ok,
încearcă să minimizezi pagubele. Îmi pare rău că spun asta, dar înțelegi ce spun. Pentru că adesea în situații de astea, riscul ca imaginea ta să fie afectată este imens. Este imens. Și sistemul de justiție, care funcționează greoi, e pus mult în spatele tăvălugului care se... Adică până să obții tu o hotărâre judecătorească, cel care vrea să-ți facă rău, repet, care e de rea credință și care are forță în media, poate să o facă. Am mulți urmăritori care cunosc faptul că am profesat ca avocat. I-am anunțat printr-un story că voi avea invitat un avocat de renume din România și m-au rugat să te întreb ce indicații, ce sugestii le-ai da pentru viitoarea lor carieră. De ce ar alege să se facă avocați? Mulți nu știu ce să se facă, au 19 ani, au dat bacalaureatul, domnule, în ce direcție să o apuc? Ce le recomand celor care vor să se îndrepte către această profesie? Poate suna bombastic, dar e o profesie nobilă, e o profesie care îți oferă satisfacții extraordinare pentru că te ține aproape de oameni, te ține aproape de motivații sociale și succesul tău este rezultatul minții și inimii deopotrivă. Te-a motivat banii ca avocat? Se pot face bani din avocatură? Banii reprezintă o motivație pentru orice antreprenor. M-au motivat banii în plan secund sau terțiar, o spun onest. Pe mine m-a motivat ideea de performanță, ideea de a fi bun, de a avea succes profesional și de a fi mândru de mine. De a fi împăcat cu ceea ce am făcut eu pentru mine. Să mă pot uita în oglindă să spun, am fost bun. Asta a fost principala mea motivație. Aș fi ipocrit să spun că nu m-au motivat banii, dar ți-o spun uitându-mă în ochii tăi că nu a fost în plan principal. Avem și o mică secțiune de dezvoltare personală în care o să te rog să ne recomanzi 1, 2, 3 titluri de cărți care te-au ajutat și poate 1, 2, 3 filme. Aoleu, în liceu și în facultate am citit foarte multă ficțiune. În ultima vreme citesc multă literatură din zona filozofiei, a filozofiei politice, a istoriei. Mă pasionează cum se scrie istoria, cum se face istoria și în ultima vreme tot mai mult literatură legată de psihologia mulțimilor și de manipulare și de... Citesc în fiecare zi pentru cei care ne urmăresc, evident, depinde și de vârste, trebuie să se reapropie oamenii de marile cărți ale literaturii lumii. Pe mine, literatura rusă și cea sud-americană m-au marcat. Iar astăzi, dacă aș fi să recomand ce am citit din autori moderni de ficțiune, din autori contemporani de ficțiune, poate că aș zice Pamuk sau Milan Kundera. În rest, din alte zone citesc autorii, repet, care sunt analiști istorici, care fac analizele lumii contemporane. Și film? Secțiunea de film. Am văzut recent un film excepțional, Câini. Am revăzut tot recent, Eu când vreau să fluier. Cât despre regizorii mari, probabil că cel mai mare nume care îmi vine acum în minte, Von Trier, cred că este cel mai cerebral regizor, deși, dacă nu mă înșel, Cristi Puiu nu are o părere prea grozavă despre Von Trier, dar ne iartă astăzi. Să le invit pe Cristi Puiu și o să aibă și el de comentat. Chiar ultima întrebare, că îmi stă pe limbă de la începutul serii. Crezi că va putea fi vreodată înlocuit un avocat cu o sursă de inteligență artificială? Ah, de ce mi-ai pus întrebarea asta abia la sfârșit? Pentru că mă preocupă foarte tare subiectul și am avut recent o conferință la București exact pe subiectul ăsta și tema conferinței era drept virtual în lumea reală. Mă preocupă subiectul pentru că văd în inteligența artificială un imens pericol. Și nu mă gândesc neapărat la cariera mea de avocat,
și la faptul că voi fi substituit mâine de un robot. Mă gândesc la faptul, la riscul ca inteligența artificială să vină și să dicteze ea însăși ce va însemna ideea de drept, de justiție, de avocatură și așa mai departe. Recomand un autor, vorbeai de recomandări. Yuval Harari. Nu, dimpotrivă, Harari este... În 21 de lecții chiar vorbește bine despre inteligența artificială. Vizează tocmai o combinație, o mașină care pe mine mă sperie. Nu, recomand un autor pe care îl cheamă Neil Postman, care vorbește despre despre trei etape în dezvoltarea umanității în raport cu mașinăria. O primă etapă, o cultură a uneltelor, în care unealta, stiloul, este folosită de om. O a doua etapă în care uneltele devin agresoare ele însele la adresa culturii din care fac parte și în care sunt folosite. Și o a treia, numită a tehnopolisului, în care uneltele preiau controlul. O nouă recomandare, pe subiect, recomand cu mare căldură prietenul meu Silviu Mann, care are un foileton. O serie de 7 articole care se numesc așa, seria se numește așa, E-Pad, E-Phone, E-Doll. Și în care deplânge situația actuală în care noi am ajuns la un stadiu de idolatrie cu privire la tehnologia care ne înconjoară. Și concluzia acestui studiu este că inteligența artificială a ajuns acum să fie chipul cioplit la care noi ne închinăm. Florentin, îți mulțumesc pentru prezență. A fost o onoare să te găzduiesc și o mare plăcere să te ascult, să învăț de la tine. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, te felicit pentru tot ce faci, te admir pentru tot ce faci și îți urez succes. Și oricând va fi cazul, cu ce pot, aș pune umărul la proiectele tale educaționale sau din domeniul justiției, atâta cât mă pricep. Îți mulțumesc din suflet. Dragilor, vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit. Dacă v-a fost de folos informațiile, ne ajută mult un subscribe. Vă pup, vă îmbrățișez și vă iubesc.